Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, situația la Ploiești pare a se complica, cel puțin din punct de vedere bugetar. Se vorbește despre insolvența societății de transport public, fosta RATP. Pe de altă parte, iată, consilierii PNL acuză faptul că dacă se va întâmpla acest lucru, este din vina executivului, din cauza faptului că primarul municipiului nu a plătit subvenția către RATP. Invitatul meu este domnul Valentin Marco, consilier municipal. Vă mulțumesc, domnule Marco, pentru participare. Mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi, vă rog, ieri au avut loc două întâlniri, două situații extrem de importante pentru ploieșteni. Prima se referă la transportul public, iar a doua se referă la termie. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-a ajuns ca să se vorbească în Ploiești anului 2023 despre insolvența societății care asigură transportul public? Dacă vreți, ca să înțelegem toți despre ce este vorba, nici să ne panicăm, dar pe de altă parte nici să stăm foarte calmi când casa mai are puțin și arde, cum se spune. Cum s-a ajuns la această situație? Societatea de transport public TC are de încasat de la municipiul Ploiești, de la primăria municipiului Ploiești, 18 milioane de lei. Cu aceste 18 milioane de lei ar fi putut plăti datoriile la ANAF și ar fi putut asigura garanții pentru a obține o eșalonare pentru restul datoriei. Datoria la ANAF este de 43 de milioane de lei. S-a ajuns tocmai datorită faptului că facturile emise de operatorul de transport către municipiul Ploiești nu au fost achitate la timp. Vă dau un exemplu. La începutul acestui an au început să plătească facturile emise în luna iulie și august anul trecut. Pentru că tot a fost o anumită retorică potrivit căreia nu s-au putut plăti facturile la TC pentru că toți banii s-au dus la termie pentru achiziționarea gazului în perioada de iarnă. Întreb și oratorii cum nu au fost gaze, nu au fost bani pentru a plăti facturile din iulie și în august, că în mai, iunie, iulie și august nu s-a plătit nimic către termoficare. Către termoficare Prahova a fost operator, cel care a lăsat Ploieștiul fără apă și căldură timp de 3 luni de zile. Către acesta nu s-a plătit nicio factură. Și ca atare, deci nu s-au plătit la momentul potrivit facturile și mă refer la facturile pentru lunile iulie 2022 și august 2022, astfel încât perioada de iarnă să ne prindă cu fără datorii la operatorul de transport, să ne concentrăm către operatorul de termoficare pentru cumpărarea gazelor, că într-adevăr a fost o problemă deosebită atunci, în sensul că înființându-se destul de târziu această societate, nu și neavând resurse financiare la momentul respectiv, au fost eforturi foarte mari și din partea Consiliului Local, dar și din partea executivului pentru a asigura gazele necesare. Dar asta nu înseamnă că dacă în octombrie și noiembrie a trebuit să asigurăm gazele pentru termoficare, nu justifică faptul că facturile pentru transport nu s-au plătit din iulie. Da? Dacă se plăteau în luna iulie, în lunile august, septembrie, octombrie, și înțelegem că ar fi fost o sincopă în perioada de iarnă, atunci societatea de transport public nu mai era în situația asta. Ori, în momentul în care sunt întârzieri mai mult de 6-7 luni de zile la facturile pentru transport public, este evident că nici operatorul de transport nu își poate plăti datoriile către bugetul de stat, acumulând datorii și ajungând în această situație în care, datorită modificării legislației, suntem foarte presați de timp și de aceste datorii pentru a obține până pe data de 7 iulie o eșalonare ca să asigure funcționarea în continuare a societății. Altfel? Altfel este evident că singura soluție este intrarea în insolvență, pentru că având datorii de 43 de milioane la bugetul de stat și neavând surse să achiziți aceste datorii, finanțele publice vor trece la executarea silită a societății și singura variantă este intrarea în insolvență. Noi am tras un semnal de alarmă ieri, inclusiv prin comunicatul de presă, pentru că
am chiar dacă... Bine, acolo ați aruncat în cârca primarului Volosevici. Nu, este datoria primarului Volosevici să rezolve situația, pentru că întârzierile la plată se datorează executivului, da? Și nu Consiliul Local, dar totodată am atras un semnal de alarmă pentru a conștientiza și ceilalți consilieri, pentru că vă reamintesc, au fost 18 voturi pentru transferul anumitor imobile către, din patrimoniul municipiului către DC, imobile care se constituie garanții în vederea eșalonării, și erau necesare 19 voturi. Și practic noi am asigurat, ca și partid, am asigurat, chiar dacă nu era problema noastră, repet, este problema executivului, care are obligația să asigure resursele financiare. Păi de unde, dacă nu are bani? Vă pot întreba. Adică, domnule, aduc bani de acasă sau de unde? Păi nu, dar trebuie să prioritizezi. Nu mai faci șaormă, plătești facturile. Ce șaormă? Nu mai... Ce a spus? Nu mai faci? Nu mai faci șaormă uriașă, nu mai faci recorduri. A, șaormă uriașă? Pe ce șaormă e uriașă? Cât a costat? Nu știu, am dat un exemplu. Dar nu, vă dați seama că nu vorbim ca și de asta, ca și valori asemănătoare sau cu banii care s-au cheltuit pe anumite evenimente s-ar fi acoperit, dar haideți să prioritizăm. Dar asta de domnul Marco, din punctul nostru de replică, noastră chiar sunteți un consilier care are și experiență, aveți și meseria de așa natură, aveți și acces la informații. Ploieștiu are sau nu bani? Fiindcă aici sunt două aspecte importante. Primul este acesta. Are sau nu bani? Are bani dacă știi să prioritizezi. Dacă știi să prioritizezi și nu arunci banii pe cheltuieli inutile. Nu asfaltezi străzi pe care nu circulă nicio mașină doar pentru că pe strada respectivă se află un bar. Cum ar fi? Nu știu. Să spunem strada Golești. Okay. Întâmplător este și un consilier personal al primarului care locuiește pe strada respectivă. Dar cred că e doar o coincidență. În condițiile în care orașul arată așa cum arată, toată lumea se plânge de gropi, toată lumea se plânge de infrastructura rutieră, să ne concentrăm pe anumite, să concentrăm resursele doar pe anumite străzi care, din punct de vedere al traficului, reprezintă decât foarte puțin, și să nu prioritizezi pe anumite străzi, să lași și Mihai Bravo decopertat două luni de zile și pe unul doar să-l peticești. Să lași Elena Doamna trei săptămâni strada decopertată. Cine le lasă pe toate astea? Păi cine? Colom de la capăt, într-o emisiune, tot procesul urmă acum câteva luni de zile, parcă o revăd. Cine o lasă? Că primarul e suspendat din PNL sau cum e? Mai e colegul, nu mai e colegul dumneavoastră. Din punctul meu de vedere... Acolo țintiți, acolo aruncați. Dar toată lumea arată acolo, pentru că e normal, asta este datoria domniei sale. În momentul în care decupetezi o stradă în februarie și apoi o mai asfaltezi în martie sau în aprilie, pe motiv că nu îți permite vremea, dar nu ai prognoza meteo să știi, ok, se poate asfalta strada în aprilie, hai să o decupetăm în aprilie. Nu să ne rupem noi două luni de zile mașinile pe strada Mihai Bravo pentru că cineva întârzie să dea drumul la asfaltare sau s-a grăbit cu decupertarea. Da? Pentru că, ok, pot înțelege că nu au fost condițiile meteo favorabile pentru asfaltarea străzii Mihai Bravo, dar nu pot înțelege de ce ai făcut decopertarea în februarie. Avea cineva nevoie de bani și trebuia să plătești o factură pentru decopertare? Nu știu. Întreb și eu. Ca... Revenind la... Dacă vreți să mai spuneți ceva? Revenind la situația din transportul public. Spuneți-mi, vă rog, așadar dumneavoastră spuneți că ar fi fost bani dacă nu erau asfaltări și ar fi trebuit plătite plus subvenția. Am spus că ar fi fost bani dacă s-ar fi prioritizat încă din anul trecut sumele pentru achitarea anumitor facturi, da? Pentru că n-am mai plătit la Veolia, fost operator de termoficare. Da. N-am mai plătit la termoficare Prahova, fost operator de termoficare, da? Faptul că n-am mai plătit aceste facturi, și o să le plătim, o să vină din urmă, dar în momentul în care noi n-am plătit aceste facturi, este evident că banii care erau în buget pentru plata acestor facturi trebuiau să ducă pentru plata altor, să fie prioritizați pentru plata altor facturi, de exemplu la operatorul de transport. Dar spuneți-mi, vă rog, în buget, tot Consiliul și la propunerea executivului vă votați un buget, da. Că pare, că vă spun sincer, a trecut de abia jumătate de an. Bugetul permite atâtea subvenții, domnule consilier, sincer, fiindcă la Ploiești vedem, auzim de subvenții peste subvenții, dacă vom vorbi și despre prețul de gigacalorie,
toți consilierii municipali anul trecut ați votat menținerea prețului la gigacalorie, de bine, după 3 luni de lipsă, i-ar fi fost culmea să-l majorați. Dar nici cu un leu nu a fost majorat. Adică știți cum pare Ploieștiu? Dom'le, n-avem bani, dar ne întrecem în subvenții. Este o imagine falsă aceasta? Păi nu, m-ați întrebat dacă bugetul suportat la subvenții. Păi am văzut pe domnul primar ieri că a apărut într-o conferință de presă în care a spus că asigură sau că vrea să acorde subvenții pentru apa caldă pentru următoarele 4 luni de zile. V-am răspuns la întrebare. Că bine, că trebuie să votați și dumneavoastră. Trebuie să votăm și noi. Dar este evident că noi vom sprijini toate măsurile care sunt în folosul cetățenilor, indiferent de apartenența politică sau de orientarea politică a primarului. Și indiferent dacă stau la bloc sau la casă, nu, doar să stea la bloc. Vom găsi, am promis încă de anul trecut, că vom găsi variante și pentru cei care locuiesc la casă. Da? Domnule Marc, eu vă cunosc foarte bine și știu că sunteți un om, adică sunteți și pragmatic. Ploieștiul chiar poate să dea atâtea ajutoare. Fiindcă la un moment dat toate aceste ajutoare, ieri, dacă nu mă înșel, primarul spunea, domnule, o gigacalorie costă 700 de lei aproximativ, preț de producție, ploieștenii vor plăti, dacă dumneavoastră veți vota, 200 și un pic. 222 de lei. Da, diferența de aproape 500 de lei sau 500 de lei este asigurată de către buget, din bugetul local. Banii care s-ar putea face și altceva, spun cei care stau la case, spun cei care doresc dezvoltarea orașului. Încă altfel, începând de acum, vom intra într-un festival numai al ajutoarelor, până în decembrie anul viitor, fiind alegeri, toată lumea pare că dorește la proiect să dea numai ajutoare. La un moment dat, credeți că trebuie pus un stop sau cum facem cu acest oraș, domnule Marc? Bine, sunteți dumneavoastră aici. Întrebarea este pentru toți. Pentru toți. Vă răspund foarte clar. Au fost la începutul acestui mandat contrate de finanțare încheiate pentru 180 de milioane de euro. 180 de milioane de euro, care erau sume foarte importante pentru modernizarea orașului. S-a ales praful, nu? Sunt proiecte în care în mod obiectiv nu s-au putut demara lucrările. Și vorbim aici despre lărgirea la 4 benzi a străzii Cantacuzino, pentru că nu am avut podul CFR. De-abia luna trecută guvernul ne-a dat acest pod, astfel încât putem demara proiectul respectiv. Este evident că va trebui să susținem mai mult din bugetul local, pentru că acest proiect ar fi trebuit terminat de mult. Dar la celelalte proiecte nu avem nicio scuză. S-a demarat cu eforturile Consiliului Local, care a acceptat actualizarea indicatorilor tehnico-economici, un proiect foarte important și la care țin foarte mult, cu modernizarea cartierului Rozental, care presupune o canalizarea și alimentarea cu apă și asfaltarea tuturor străzilor, de la jumătatea străzii Mircea cel Bătrân către ieșirea din oraș și apoi pe Pictor Rozental, în cartierul Pictor Rozental, dincolo de Calea Ferată. Din cele 180 de milioane fonduri europene, subliniez, încadrez, fonduri europene. Fonduri care ar putea să asigure dezvoltarea orașului. Câte vor fi atrase de către Ploiești? Fiindcă termenul limită este 31 decembrie, pentru implementarea acestor proiecte, 31 decembrie 2023. 2023. Anul acesta. Din 180 de milioane de euro, bani europeni. Ce sumă va fi atrasă la modul concret, vizibil, pe teren, obiective făcute în Ploiești? Mult mai puțin. Cât? La cât estimați? Păi nu pot estima, pentru că sunt chestii care sunt independente de noi. Și revenim la proiectul cu Pictor Rozental. S-a blocat acest proiect. De ce? Au început pe Mircea cel Bătrân, în mod nefericit, cu restrângerea unui spațiu verde pentru amenajare. Cine a început, domnule consilier? Au început. Cine a început? Ascultați-mă puțin. Că pare că la Ploiești totul firma, e așa firma, ceva firma din care, firma care a câștigat lucrările și care a primit ordine de începerea lucrărilor, a început lucrările, da? Au fost anumite probleme legate de înmulțumirea locuitorilor de pe strada Mircea cel Bătrân, legate de restrângerea spațiului verde, acolo unde proiectul prevede amenajarea unor locuri de parcare.
or fi necesare sau nu aceste locuri de parcare, așa cum că locuitorii de acolo susțin că nu erau necesare și că sunt făcute degeaba, dar acestea erau parte dintr-un proiect aprobat în 2016 și care trebuia implementat până la sfârșitul anului. De o lună de zile nu se mai lucrează acolo. Și cine-i de vin? Oamenii se întreabă, cine-i de vin? Cine a dat ordine de începere a lucrării? Adică executivul a dat și ordine de oprire. Este adevărat că este o porțiune între Mircea cel Bătrân, de la începutul străzii Mircea cel Bătrân, dinspre strada Puțu cu apă rece până la Pictorii Scovescu, care nu este inclus în acest program. Dar nu este inclus în acest program pentru că în acest proiect, pentru că strada respectivă era canalizată. Deci astfel nu se încadra pe proiectul de asta, pe axa de pentru zone marginalizate. Am înțeles, vă referiți la acest proiect punctual, da, pe care îl cunoașteți foarte bine, văd. Eu cred că ar fi bine să avem o imagine de ansamblu. Vom vedea. Așadar, noastră spuneți că nu puteți estima la ora actuală suma care va fi ratată de Ploiești. Dar va fi o sumă foarte importantă. Din nefericire... Și răspunde cineva? Mă întreba așa, vă răspunde cineva? Va răspunde cineva politic. Cine? Cine mai implementa proiectele? Cine? Păi acum cetățenii trebuie să vadă cine a implementat, în sarcina cui trebuia să cadă, cine trebuia să organizeze licitațiile, primăria, cine trebuia să facă toate demersurile, primăria. Cine nu a dat drumul la lucrări, primăria, și atunci cetățenii trebuie să realizeze primăria guvernată de PNL? Vă întreb. Nu, primăria guvernată de o persoană care se duce la congresele PSD, care pozează cu liderii PSD și care merge peste tot cu liderii PSD. Adică ce legătură are PNL-ul toată chestiunea aceasta? Dar nu e membru, domnul, bănesc că vă referiți la domnul Volosevici, primarul Ploieștiului suspendat la ora actuală din PNL, care a fost prezent la conferința PSD, la întâlnirea cu domnul... La conferințe... La conferințe... Dar vă deranjează? Uitați, o să o sun și pe doamna Anastase. Știi ce mă deranjează? Pe mine personal mă deranjează. Pentru că am luptat foarte mult pentru cartierul Pictor Rozental. Da? M-ați omorât cu Pictor Rozental. Este un cartier din oraș. Imediat o avem la telefon. Sărut mâna, doamna senator. Mulțumesc pentru faptul că ați intervenit în emisiune. Alături de mine se află domnul consilier Marcu. Vorbeam, doamna Anastase, doamna senator, despre Ploieștiul acesta, despre fonduri europene. Acum mai avem un an și un pic până la alegerile locale. Aveți experiență politică. Spuneți-mi, vă rog, doamna Roberta Anastase, care este explicația de ce Ploieștiul ăsta se află în același stadiu ca și acum 3 ani de zile? De ce nu putem urni lucrurile? În primul rând vreau să vă salut pe dumneavoastră și pe domnul consilier Marcu și evident pe cei care ne urmăresc la această oră și să vă mulțumesc pentru invitație. Am să răspund destul de scurt la întrebarea dumneavoastră și apoi am să-mi și mai explic răspunsul, spunând din rea voință. Și îmi și asum ceea ce spun, pentru că în momentul în care preiu un mandat de primar, având semnate contracte de 180 de milioane de euro și totuși acești bani nu sunt absorbiți, la sfârșitul acestui an se va termina perioada de în care am fi putut să absorbim acești bani și cred că vom termina, nu știu dacă vom reuși să consumăm 15-20% din această sumă. Tragic. Acest lucru este tragic pentru Ploiești. În condițiile în care, iată că orașul arată parcă pe zi ce trece din ce în ce mai rău. În condițiile în care, spuneam, aceste contracte erau semnate și mai mult decât atât, n-ar mai fi existat, că vedeți dumneavoastră la fonduri europene, e o întreagă, cum zicem noi, hârțogăraie. Deci o întreagă procedură care trebuie urmată și care mănâncă destul de mult timp. Ei bine, procedura aia era depășită. Deci ce avea primăria de făcut era să facă niște licitații și să urmărească niște lucrări. Atât, nimic mai mult. Ei bine, acest lucru pentru 180 de milioane de euro, repet, care ar fi însemnat nu numai dezvoltarea orașului, nu numai niște investiții, dar ar fi însemnat niște bani intrați în economia Ploieștiului, care ar fi ajutat economia pe orizontală. Ei bine, acești bani sunt în momentul ăsta de fapt ratați în cea mai mare parte a lor.
Și eu nu pot să consider altceva, nici măcar nu mai dau vina prin incompetență, că mă gândesc că în 3 ani de zile ai timp să te dezmeticești, să spui, uite, ăsta nu e bun, ăsta nu e pregătit, ăsta mă încurcă. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Pe mai mult, există discuții destul de consistente, ca să zic, și pe care până că le știți și dumneavoastră, că la Departamentul de Relații Internaționale chiar a fost primit ordinul de la domnul primar de a nu se ocupa de aceste fonduri. Și vă mai amintesc că au mai fost și fondurile cele din Planul Național de Redresare și Reziliență, da, unde procedurile sunt infinit mai simple și unde Ploieștiul, iarăși Primăria Ploiești, nu a aplicat până când nu am ieșit și eu și colegii mei din Partidul Național Liberal în conferințe de presă, Consiliul Local, și am cerut cu insistență să se depună proiecte pe aceste acte, care sunt niște proiecte, mult spus proiecte, sunt niște cereri de finanțare și tu ai niște bani prealocați, adică banii sunt ai tăi, doar să vrei să iei. Doamna senator, este foarte, vorbea și domnul Marcu un pic mai devreme despre faptul că primarul Andrei Volosevi se duce la, a fost la, mă rog, la anumite evenimente ale PSD-ului. Este evidentă o ruptură și din ceea ce spuneți dumneavoastră acum și din ceea ce spunea domnul Marcu apropo de ceea ce faceți cu acest oraș. Mă refer la PNL și la Andrei, la primarul Andrei Volosevici. Spuneți-mi, mă rog, mai este, care mai este stadiul? Mai este suspendat din PNL? A plecat, da, este exclus? Când îl veți reevalua? Fiindcă știți de ce la un moment dat oamenii nu mai înțeleg nimic. Adică e în PNL, da, se duce la PSD, PNL îl critică faptul că nu a implementat proiectele, dar e în acea echipă asta? E evident că el este, nu știu, într-o procedură de curtoazie, să zic, așa, în raport cu PSD, în sensul în care tot cere îngăduința PSD-ului de a-l primi, nu știu ce are el exact în cap, politic vorbind, noi știu exact de la ce a pornit supărarea noastră și a pornit fix de la lucrul acesta, de la această imobilitate, de la această rezistență în a face ceva în orașul ăsta care începe să arate ca o comună. Și dacă vreți, ăsta a fost punctul de pornire și lucrurile pentru care noi le-am suspendat, spunând, trebuie să faci ceea ce am promis cu toții și ne-am asumat în campanie. Trebuie să absorbi fonduri europene, trebuie să dezvolți acest oraș și nu în ultimul rând, trebuie să înveți să vorbești frumos cu oamenii, pentru că asta era o altă componentă extrem de urâtă și continuă să fie a actualului primar. Îi mai vedeți viitorul politic, sincer, în PNL? Sunteți parlamentar de Prahova, sunteți președintele PNL Ploiești, mai vedeți viitorul politic al primarului Andrei Volosevici în PNL? Sincer, eu personal nu. Dar această decizie nu o iau eu singură. Când va fi reevaluarea definitivă după suspendarea asta? Nu știu să vă spun, undeva când se închide termenul, undeva în luna iulie, scuzați. Am înțeles. În luna iulie, practic, expiră acele 6 luni, după care urmează o nouă discuție în partid pe această temă, dar vreau să vă spun ceva. Am fost la Festivalul Cireșelor de la Bănești sâmbăta trecută și știți, într-o comună care are undeva în jur de 4.000 de locuitori, în momentul de față se desfășoară 16 proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală. Noi, azi, când vorbim, nu avem în desfășurare mai mult, cred, de un proiect sau două cu finanțare europeană. Asta este drama noastră tuturor și supărarea noastră în egală măsură, pentru că și noi, de altfel și ploieștenii, l-am susținut pe domnul Volosevici pentru a deveni primar. Apropo de ultima întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, apelez la calitatea noastră de președinte al PNL Ploiești. Ieri a fost anunțat, domnul primarul Andrei Volosevici a anunțat ieri
că prețul la gigacalorie va rămâne același pentru populație, nu vor plăti cu un leu mai mult decât anul trecut. Spuneți-mi, e adevărat că trebuie ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca și Consiliul Municipal Ploiești să voteze, să aprobe. V-a deranjat faptul că a apărut înainte de a avea votul Consiliului, că a apărut cu a fost invitat și prefectul județului la această conferință de presă, declarație de presă, de fapt conferința a fost. V-a deranjat ceva ieri? Și vor vota consilierii menținerea? Consilierii PNL vor vota menținerea prețului? Vă rog. Pe mine asocierea lui cu un alt partid nu mă deranjează. Dar m-a deranjat altceva. M-a deranjat pe de-o parte că ploieștean, că jignește inteligența. Și mie și a concetățenilor noștri din Ploiești, care în mod deja demonstrat sunt cu mult mai inteligenți decât una lui, în momentul în care vii și spui am decis cu domnul prefect să rămână gigacaloria la cât e. Păi oamenii știți că plătesc 720 de lei pe gigacalorie în momentul ăsta apa caldă. Despre ce vorbim? Asta este realitatea zilei de astăzi pe care noi o discutăm și nu plătesc de azi, plătesc de la sfârșitul lunii aprilie. Unul la mână. Și doi la mână? Mă scuzați, ce treabă are prefectul cu subiectul termiei din Ploiești? În afară de că au o treabă politică împreună, că își fac o diade și își trimit benzele, pe fond, domnul prefect n-a avut și nu are și nu are ce să aibă atâta timp cât este prefect vreo treabă cu termia. Dacă venea și spunea, dragi ploieșteni, prin eforturile noastre extraordinare, am reușit, nouă, ale noastre celor din prefectură, am reușit, nu știu, să aducem un ajutor de urgență primăriei Ploiești, pentru că, să fim cinstiți, bugetul primăriei Ploiești are nevoie de ajutor, pentru că, dacă ne uităm pe cifre, fiecare dintre noi am fi extrem de îngrijorați cu privire la viitorul nostru în Ploiești. Da. În momentul în care vedem ce datorii sunt la Veolia, vedem că nu plătește domnul primar subvenția pentru transportul în comun și riscăm ca societatea de transport de luna viitoare să intre în insolvență. Când vedem că la termie sunt datorii înregistrate deja de 30 de milioane și nu există în momentul ăsta bani pentru a cumpăra gazul necesar Ploieștiului pentru iarnă, un gaz pe care azi, dacă îl cumpărăm, îl cumpărăm la un preț foarte bun de 150 de lei. Ei, avem datorii la băci, pentru că domnul primar iarăși n-a mai plătit creditele pe care de altfel nici nu prea le-a accesat, că n-a avut pe ce, că erau accesate, contractate în vederea plății cofinanțărilor, dar dacă n-ai fonduri, nici n-ai cofinanțări. Dar, ce să vezi, ratele la băci tot trebuie să le plătim și acolo sunt vreo 34 de milioane. Deci, vedeți, dacă stăm și la adunăm, constatăm că, din punct de vedere bugetar, Ploieștiul este praf. Și este făcut praf de actuala administrație și de domnul primar însuși, care nu e interesat de nicio culoare de acest subiect. Dacă venea, revin la ideea inițială, domnul prefect spunea, domnule, am constatat că domnul primar, asta cu economia e praf. Nu e în stare, dar dânsul face frumos pe lângă noi și ne-am gândit să-l ajutăm cu niște bani de la guvern, aș fi înțeles prezența dumnealui acolo. Altfel, a venit doar că era un spectacol pus în scenă să vină să ne anunțe că e giga, că azi când noi vorbim, ploieștenii plătesc gigacaloria la 720, care trebuie chiar să se și bucure. Și-au și mulțumit unul altuia, domnul primar, cel puțin de vreo 10 ori i-a mulțumit domnului prefect. Vă deranjează clar că i-a mulțumit. Nu m-a deranjat încă o dată, pentru că m-a jignit pe mine ca ploieștean și pe dumneavoastră și pe toți cei lalți ploieșteni, venind cu o temă care de fapt nu este temă. Astăzi ploieștenii plătesc 720 de lei gigacalorie. Pentru apă caldă, da. Pentru că domnul primar nu a
inițiat un proiect de hotărâre prin care să acorde subvenție și pe perioada verii. Oricum, asta ca să creăm contextul, la ora actuală toți ploieștenii primesc niște facturi la apă caldă, s-au luat cu mâinile de cap, au zis ce este, ce și este aici. Colegul de la PSD vine o repede și salvează, să mă jucă rolul, eu sunt primar, tu ești prefect și zicem că am și rezolvat problema. Nu, n-au rezolvat nicio problemă. Dar pentru ploieșteni... N-au rezolvat nicio problemă, n-au luat nici o decizie. Dar pentru ploieșteni... Mesajul sau informația importantă este următoarea. Dacă acest proiect de hotărâre va trece de consiliu, va avea votul consilierului local, de pe 15 iulie subvenția va intra în vigoare. Corect, domnule Marcu? Corect. Da. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna senator Roberta Anastase. Vă aștept aici la proces verbal. Vă doresc succes și o zi bună în continuare. Da, situația domnule Marcu este... Explicați-ne, deci pe bune, că stăm și ne uităm. Adică și noastră păreți din presă, așa, nu dumneavoastră personal. Sunt mai mulți consilieri, le-am și spus, domnule, parcă ați fi de stat și criticați și ne întrebăm ce facem cu acest oraș. Doamna Anastase spunea că mi-a plăcut, e un titlu acesta, poate chiar așa o să pune în titlu, că Ploieștiul începe să semene cu o comună. Aveți aceeași impresie? Sunteți ploieștean și dumneavoastră. Venind acțiunile noastre și în exercitarea atribuțiilor noastre de consilieri, am solicitat chiar și ieri în ședință publică domnului primar să achite facturile atât la termoficare cât și la PC. Și e scandal, nu? Nu știu că e scandal. Nu atât ce ați înțeles? Se vor achita? Sunt bani? Ce ați înțeles? Eu am înțeles în contextul în care domnul primar a venit și a spus că va iniția un proiect în care să acorde în continuare subvenții. Am înțeles că dânsul are bani. Pe dânsul are bani sau primăria? Că bugetul local există bani în bugetul local și că din vari motive nu s-au achitat datorile restante, nici către transportul public, nici către Termo. Pentru că n-aș înțelege de ce, dacă am datorii către Termoproiești, de ce aș mai obliga societatea respectivă să mai încarce cu 14-15 milioane de lei încă pe lângă cei 33 de milioane către bugetul local, în condițiile în care banii aceștia trebuiau facturați. Da? Și atunci, dacă tu vii și spui, ok, noi mai suntem... Deci, pe înțelesul nostru, primăria Ploiești are 30 de milioane datorie către Termo. 33 de milioane. 33, reprezentând subvenția. Și dumneavoastră spuneți ce? Și că, domne, în momentul în care a venit cu acest anunț, fără să vină, așa cum spunea doamna senator, fără să vină cu un anunț, să fie dublat acest mesaj, de un mesaj, uite, am venit de la guvern cu un ajutor de 50, 60, 70, 100 de milioane, 200 de milioane, da, cât poate acorda și guvernul de la bugetul local. Asta înseamnă, deci dacă n-a venit acest mesaj că se va subvenționa niște bani, da? Și că vin niște bani și că banii aceștia vin de la guvern, înseamnă că sunt de la bugetul local. Așa, și atunci nu este logic să plătești facturile din urmă dacă tot ai bani pentru viitor. Ai bani pentru iulie, pentru august, pentru septembrie, pentru octombrie sau și până la 31 martie sau 15 martie, cum a anunțat domnul primar. Dacă ai bani să acorzi această subvenție, de ce nu plătești datoria de 33 de milioane? De ce nu plătești în momentul de față datoria către Termo? Dumneavoastră stați că sună pe domnul Volose. Stați, nu, ziceți. Vă rog. Lăsați-mă să termin ideea. Vă rog. Vorbim despre chestiunea următoare. Termo Ploiești în momentul de față are de încasat de la municipiul Ploiești 33 de milioane de lei. Da. Dacă ar fi încasat, dacă ar încasa acești bani, da? Da. Bani pe care trebuie să-i primească. Dacă ar încasa acești bani, da, ar putea să cumpere gaz cu 150 de lei megavatul, astfel încât în perioada de iarnă să poată produce la un preț mai bun și astfel încât să poată menține prețul gigacaloriei. Da? Dacă nu vom găsi resurse. Dacă Termo nu primește acești bani, nu are bani să cumpere gigacaloria la acest preț. Nu are bani să cumpere gaz. Și atunci va cumpăra la un preț mai mare, spuneți dumneavoastră, în perspectivă. În începutul iernii se va cumpăra. Să se va dubla, tripla. Eu sunt convins, pentru că împreună cu directorul la Termo, cu colegul meu Aurelian Tudor și chiar și cu executivul, încercăm să găsim soluții astfel încât să se achiziționeze aceste gaze. Dar spuneți-mi, vă rog, că am ajuns să sărim de la asta este, sărim, că așa e la Ploiești. Spuneți-mi, vă rog, ce v-a răspuns
primarul Volosevici în momentul în care l-ați întrebat: domnule, de ce nu plătești subvenția? De ce nu plătești către TCE subvenția? Că intră în insolvență. Doamne ferește să fie paralizat transport. Nu cred că e cazul, ca să nu alarmăm lumea. Eu cred că dacă vom găsi în rândul consilierilor locali, pe lângă votul consilierilor PNL, care au fost prezenți la ședință și ați văzut că au sprijinit această măsură, dacă se vor găsi 19 consilieri care să fie de acord cu transferul acestor imobile, terenuri, am înțeles că terenurile, da. Terenul din patrimoniul municipiului Ploiești către societatea de transport, ce e să garanteze la ANAF eșalonarea, da? Atunci cred că vom reuși să evităm acest blocaj și această intrare în insolvență. Și vom, obținând această eșalonare pe o perioadă mai lungă de timp, credem că vom reuși să trecem peste acest Am și o întrebare. Domnule Marcu, spuneți-mi, vă rog, de ce insistă Consiliul Municipal, tocmai dacă vreți în logica ceea ce spuneți dumneavoastră, ca prețul la gigacalorie să nu fie majorat măcar cu 5 lei. Eu nu spun să se ajungă la să fie majorat cu 50%, dar cu 5 lei, cu 10 lei. Și anul trecut, încă o dată, noastră sunteți aici, sunteți în fața mea, că aceeași întrebare aș avea eu către toți cei 27. Domnule, cu 5 lei, prețul gazelor arată o razna în toată lumea, măcar cu 5 lei am majorat. Fiindcă, vedeți, lumea interpretează, domnule, e pomană electorală, e populism, dar pe de altă parte primăria nu are bani să plătească subvenția, cele 33 de milioane pe care ar să le dea către Termo. Și atunci suntem într-un cerc vicios, ne furăm singur căciula. Sau mă înșel? Eu cred că pentru viitor va trebui să reluăm această discuție în momentul în care vom vedea dacă vom găsi resurse pentru contractarea, pentru achiziționarea acestor gaze. Și sunt mai multe variante, inclusiv varianta ca primăria să dea o scrisoare de garanție în favoarea Termo, ca astfel încât Termo să poată contracta un împrumut pentru achiziționarea acestor gaze. Prin alocarea de la bugetul. Primăria salvează singură. Acum pică pisa, cum se spune, că dacă se achiziționează prețul la gazul metru cub cu 150 de lei, automat că prețul gigacaloriei va fi mic și primăria face o economie în buget decât dacă prețul metrului cub e de 500 de lei sau 400. Aici sunt eforturile noastre și ale Termo și ale executivului pentru ca aceste gaze să fie achiziționate la prețul de 150 de lei. De aceea este foarte important, pentru că făcând acest efort vara, nu vom mai repeta situația din iarna trecută. Da. Pentru că ne vom asigura, vom demonstra că suntem gospodari și că ne pregătim de vara pentru situația de iarnă. Deci, există și varianta B, să înțeleg pe înțelesul nostru, așa numită scrisoare de garanție, nu doar bani, că bani se pare că primăria Ploiești nu are. Da, aici este o problemă, pentru că Termo Ploiești, fiind o societate nouă, creată la sfârșitul anului trecut, nu poate avea bunitate în fața oricărei bănci, oricât de binevoitoare ar fi banca respectivă pentru a lua un credit. Și atunci este nevoie să vină primăria municipiului Ploiești cu o scrisoare de garanție prin care să garanteze acest credit, în sensul că banca să aibă garanție. Vreau, fiindcă a fost invocată mai multe ori, vreau să -i adresez câteva întrebări, dacă va răspunde și primarului Andrei Volosevici, că toți suntem aici live, așa. Însă situația din punct de vedere financiar a primăriei Ploiești, domnule Marcu. Da. Nu răspunde. Spuneți-mi, vă rog, domnule Marcu, perspectivele pentru dezvoltare în acest mandat, pentru progresul Ploieștiului, le mai vedeți? Aveți experiență. Încercați, vă rog, un răspuns tranșant. Încă mai este timp pentru a dezvolta orașul. De ce? Pentru că stați că sună domnul primar înapoi, dacă poate. Vă salut, domnule primar. Vă salut. Stai aici împreună cu domnul consilier Valentin Marcu. Spuneți-ne, vă rog, vorbim despre TCE, vorbim despre termie. Explicați-ne, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, situația de la TCE. Există riscul, de fapt, să va intra în insolvență după, cum spunea conducerea TCE, dacă Consiliul Local nu va vota. Domnul Marcu a spus, domnule, noi am votat. Primăria nu are să dea bani. Care este situația, astfel încât asta ne-ar mai lipsi să intre și TCE în insolvență?
Dar de ce asta n-ar mai lipsi? Că tot au din 2021, că tot intrăm cu primăria cu rest în insolvență. Știți foarte bine că nu se întâmplă lucrul ăsta. Este un joc politic. Nu cred că se poate intra în insolvență. Este foarte simplu de rezolvat, iar propunerea mea a fost clară. Este prima oară când se folosește. Vorbim de terenul de sub clădirile TC și nu pot să-l acuz pe domnul Marcu, de exemplu, PNL-ul, cel puțin vizibil că n-au votat, i-au votat. Acum, eu știu, întrebați-i pe cei de la USR de ce n-au votat lucrul ăsta, care rezolva acest proiect care rezolva toate problemele, că dacă în spate știu care și care este discuția. Spuneți-mi, vă rog, adică lumea este supărată de la USR, domnul Apostol, da? Vicepreședinte Consiliului Județean, că nu s-au cumpărat microbuze sau că nu se cumpără mai repede. Acum de ce e supărat dânsul, eu nu știu. Dar cam asta este mita. Pentru că în rest lucrurile simple. Și eu sunt convins că până la urmă toată lumea va reveni la un normal foarte clar. Terenurile de sub clădirile PCE-ului pot fi date, PNL-ul nu pot să vin să spun ceva pentru că a votat lucrul ăsta. Nu, și vom vota în domnul primar? În momentul în care evaluările sunt făcute și în momentul în care evaluările sunt făcute, foarte simplu se rezolvă problema. Noi public și afirm public, domnule primar, ce spuse că v-am întrerupt, afirm public faptul că grupul consilierilor PNL va sprijini această măsură de transmitere a terenurilor către TC pentru asigurarea eșalonării. Adică vom... Este absolut în regulă și v-am spus foarte clar, să știți că eu... Adică eu sper că această problemă va fi repusă pe... Eu nu m-am acuzat niciun fel PNL pentru că cea mai simplă modalitate de a vedea reacția unor este votul politice e în Consiliul Local. Iar în este Consiliul Local PNL a votat asta. Și vom vota în continuare. Și vom vota în continuare dacă această problemă va mai fi pusă pe ordinea de zi a Consiliului Local. Vă aveți sprijinul nostru. Am aceste probleme și mă bucur și v-am și spus în ședință că sunt încântat de faptul că toată lumea a înțeles care este modalitatea de rezolvare foarte simplă. De aici până de ce nu s-a votat, eu v-am spus intuiția mea. Probabil că unii sunt supărați că nu cumpără microbuze. Și dacă cineva mă poate face să înțeleg de ce în loc cu o scrisoare de garanție, că știți că s-a trimis de la CEAU, de la TC și de la director și a fost toată lumea informată cu o scrisoare de garanție pe care puțin probabil să putem financiar să o susținem. Dar, totuși, cu o scrisoare de garanție, dacă am face niște investiții în materialul rulant de la TCE, nu le-am face în autobuze și în autobuze electrice și vrem să cumpărăm microbuze, poate îl întrebați pe domnul Apostol că de-aia este supărat. Bine, este o supoziție a noastră. Spuneți-vă, rog, domnule primar, primăria Ploiești are bani pentru a plăti subvenția pe care o datorează TCE-ului la ora actuală? Domnul Enache, nu asta este un lucru de experiență. Bineînțeles că există bani, pentru că vine cota IVG, pentru că sunt lucruri pe care le chipzim cu atenție. Dar eu o să mai rog, respectuos, ca în momentul în care să mai dau niște comunicate de presă, deci mă aducă la minte, domnii consilieri, că totuși, în momentul ăsta, realitatea este următoare și anume, bugetul votat de dânsi pentru subvenție este de 40 de milioane pe an, bugetul îndeplinit deja de primăria Ploiești într-o jumătate de an este de 34 de milioane date TC-ului. Da? Și nu avem nicio problemă să susținem, dar... Păi dacă nu e nicio problemă, primăria Ploiești dacă va plăti... Vă rog. Dacă mă ascult, dar eu pot să dau bani raportat la prevederea creată prin votarea bugetului de Consiliul Local. Consiliul Local până una alta, sigur, există tehnicile administrative specifice de rectificare și restul. Consiliul Local până una alta, în acest an, în momentul în care vorbim, mi-a spus că pot să plătesc 40 de milioane. 34 deja da. Cu permisiunea dumneavoastră mai am trei întrebări punctuale. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere strategic, Ploiești, l-am întrebat și pe domnul Marcu, își permite să mai acorde atâtea subvenții ca și strategie, domnule primar? Domnul Enache, Ploieștiul își permite pentru că Ploieștiul are un buget care trebuie, prin propunerile mele și ale noastre ale executivului și cu chimzuița Consiliului Local, să vină în ajutorul populației că nu trăiesc bine neapărat și nu pot să susțină niște lucruri. Deci, da, Ploieștiul, din banii ploieștenilor, că asta înseamnă bugetul nostru, da, din faptul că reprezintă 75-85% din PIB-ul Prahovei,
da? Trebuie să aibă grijă de locuitorii lui. Că alta este opinia Consiliului Județean, ca să fiu și un pic răutăcios, când am luat 100.000 de lei, bun, aia e alta opinia lor. Dar noi, zdravem la cap, ca executiv propunând și în Consiliul Local, din nou zdravem la cap, da, și-au arătat lucrul ăsta de mai multe ori, ca legislativ, trebuie să avem grijă de Ploiește. Asta înseamnă că, din punctul meu de vedere, subvențiile vor fi în continuare susținute. Oamenii trebuie să poată să trăiască într-o casă în care să fie încălzită și vor avea un sezon următor în care lucrurile astea se rezolvă. Cine are rost să le dezvoltăm. Bine, știți că ploieștenii... Bine, știți că ploieștenii, cum sunt eu, dacă doriți, doresc și un pasaj subteran, doresc și drumuri noi, doresc și parcuri noi, ca și dumneavoastră, dar adică dorim și progres, dorim și dezvoltare. Alo? Cum spuneți, mașe, deja 17 făcute. Hai să ne gândim că în un an de zile, bugetul pe anul ăsta este cam de 3 ori bugetul pe care s-a făcut, care a fost folosit în 3 ani de zile la școli. Hai să ne gândim că avem contracte semnate vis-a-vis de modernizări de în plus autobuze electrice și cred în continuare în ele. Hai să ne gândim că suntem în procedură de achiziție și aproape de final pe ceea ce înseamnă bulevardul. Hai să ne gândim că începem să facem și parcarea supraetajată. Deci sunt niște lucruri cu atenție. Și o să vă spun de ce cu atenție. Pentru faptul că eu cred, și aici cred că în atendimentul tuturor consilierilor și a ploieștenilor, cred că trebuie să fim atenți și pe ce se întâmplă la iarnă. Va fi foarte complicat, dar de data asta va fi perfect. Pentru că avem tot ce ne trebuie și dacă toată lumea merge în aceeași direcție și convingerea mea este că merge, da, vom avea un sezon de iarnă cu cea mai ieftină gigacalorie din țară, da, și vom avea un sezon de iarnă în care sincopele tehnice nu vor mai exista. Cea mai ieftină gigacalorie este de către ploieșteni, că prețul de producție e altceva și va fi acoperit din buget, ca să completez. Corect? Sau nu? Eu mă referam la asta, mi-e chipul că și dumneavoastră m-ați întrebat de asta. Da, diferența până la 720 va fi acoperită din buget, așa cum a fost făcută în fiecare an. O ultimă întrebare. Ultima întrebare, domnule primar. Mai devreme, președintele PNL Ploiești, doamna senator Anastase, spunea că Ploiești începe să semene din ce în ce mai mult cu o comună și că dumneavoastră vă duceți la PSD foarte des. Mă rog, sunt două subiecte, de fapt. Păi și care întrebare? Începe Ploiești să semene cu o comună, din punctul meu de vedere? Bine, doamne, văzută de în București și pe mine mă miră că ei, în general, nici acum n-au apă caldă, dar mă rog, astea-s detalii. Poate că în alte localități, unde umblă vorba că-și fac unii casă, lucrurile ori stă altfel, cert este că nu. Și doi, mult mai important, probabil că dacă s-ar pune întrebarea asta și dacă nu ești... Alo? Cred că sunteți într-o zonă cu semnal... Vă rog să reluați. Eu vă aud. Da. Dacă doamna senator are această opinie, este opinia dârsei. Pe mine nu mă miră, deoarece a fost și o conferință de presă întreruptă și dată parțial acum ceva timp, când se povestea că nu a fost apă caldă în Ploiești pentru că n-a avut primarul. Dar noi nu avem nicio instalație și toată lumea știe lucrul ăsta. Ușor de asigur, ploieștenii înțeleg ce se întâmplă. Mi-ar fi plăcut ca aceeași remarcă vis-a-vis de ceea ce se... Ce consideră doamna senator să fie făcută și vis-a-vis de cei 100 de mii de lei pe care i-am primit. Da, este opinia dânsă, ei nu pot decât să o respect. Iar referitor la PSD, ca să eliminați bârfele, cum se spune, și speculațiile, domnule primar, care este explicația? Fiindcă toți liberalii cu funcții sau fără... De ce mă duc să mă văd cu premierul? De ce mă duc să mă văd cu ministrul transportului? Păi vă spun eu de ce mă duc. Ca astăzi să rezolvăm o dată o chestiune care mi se pare de o... logică simplă și anume să avem o coborâre după autostradă lângă Ploiești, o să mergem kilometri ca să urcăm noi Ploiești după autostradă, ca să avem Mihai Bravu cu ajutorul Ministerului Transporturilor făcut pe patru benzi ca să putem să ieșim spre centura de est, da? Pe asta mă duc. Mă duc să-mi vorbesc cu premierul, că este singurul premier care am putut să stau de vorbă, chiar înainte de a fi premier, ca să avem o logică, ceea ce înseamnă finanțările și restul, și sigur mi-aș și dori să mă duc și înainte să stau de vorbă cu cineva, dar pare că, știți, eu sunt așa, și nici călare, nici păzăș, nici îmbrăcat, nici dezbrăcat. Adică, în momentul ăsta, nu sunt dat afară din PNL, dar toată lumea mă critică, sunt cel mai extraordinar de rău om, dar în același timp mă păstrează în PNL, eu nici nu mai știu, că e rușine sau nu cu mine. Iar dacă mă întrebați, ca să rămânim o dată pentru totdeauna această problemă, dacă mă întrebați
De facto, nu sunt în PSD. Dacă, de iure, pardon. De facto, da. Deci eu nu am cum să am rost. Stați că s-a pierdut iar semnalul și era... Vă rog, domn primar, cred că sunteți undeva unde n-aveți... Alo? Eu vă aud foarte bine. Da, de pe la noi e semnalul bun. Reluați, vă rog, reluați că ne-ați lăsat cu gura căscată, cum se spune. Eram curios să aflăm ce ziceți. Deci, sunteți de facto sau nu? De facto nu sunteți. Simplu și sec. În momentul ăsta, încă habar n-am fost și colegi de la PNL sau restul, tot se gândesc dacă să mă elimine din partid, dar real, ca să ne rămurim și foarte clar, ca să terminăm orice fel de discuție, candidatura mea următoare va fi pe PSD. Poftim? Iar m-ați auzit, candidatura mea următoare. Nu v-am auzit, stați că v-am auzit, dar e în premieră, stați că e... Premieră, nepremieră, e realitate. Deci, dar am înțeles, deci este știrea momentului, cu siguranță. Deci dumneavoastră, cu subiect și predicat, spuneți că în anul viitor veți candidat din nou la primăria Ploiești pentru un nou mandat din partea PSD, corect? Clar. Gata, ne-am lămurit cu totul. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru... pentru... Da, nu, cu respect, cred că asta este cea mai interesantă știre, deși, după părerea mea, ce se întâmplă cu TCU, modul în care se fac niște lucruri sunt mult mai interesante. Vă mulțumesc și eu pentru posibilitatea creată. Vă salut cu respect, domnule consilier. Vă salut, domnule primar. O zi bună în continuare. Șoc. De ce? Care? Păi dumneavoastră știa, stați că acum apar eu tântălău. Păi nu. Dumneavoastră mi-i mați acum surprindere. Este evident pentru toată lumea. A spus-o până acum? A spus-o în particular? Nu a spus-o până acum, dar era fire să suntem nu, oameni. Stați, domnule, vreți să faceți puțin panelistul? Hai că îmi imaginez că nu sunteți de la PNL acum. Discutam așa, că ne cunoaștem de 20 ceva de ani. Deci până acum s-a speculat că, uite, domnule, a fost la conferință, că a fost la PSD, dar nu era clar, domnule, voi candida din partea PSD. Ați auzit declarație cu subiect? Eu n-am auzit. Nu că fac eu pe... Ne cunoaștem de 20 de ani și cunoaștem și pe domnul primar, tot cam din aceeași perioadă. Domnul primar este o persoană asumată. În momentul în care a participat la congresul PSD și s-a afișat cu președintele PSD în diverse conferințe de presă, este evident că dânsul și-a asumat acest lucru și nu mai era o surpriză pentru nimeni. Da, ți-a auzit că se întâlnea cu ministru, că s-a întâlnit cu prim-ministru, adică putea să-l întoarcă ca la Ploiești. Cu ministrul transporturilor s-a întâlnit astăzi, dar eu vorbeam de aparițiile anterioare. Este evident că, repet, domnul primar este o persoană... S-a întâlnit cu domnul Ciolacu, că s-a întâlnit cu viitorul prim-ministru. Adică putea să întoarcă ca la Ploiești. Eu de asta spun eu. Nu, deci este o declarație? Ați mai auzit declarația asta? Nu, n-am auzit declarația asta. Păi, vedeți, despre asta vreau să vă spun că aici, la procesul trebuie să se întâmplă lucrurile. Da, nu mă surprinde, repet. Vă pare rău că l-ați pierdut drept coleg? Acum discutăm deja despre fostul liber al Andrei Volosevici. Sau cum? Puteți face puțin panelistul sau rămâneți, sunteți un politic stălăstă? Îmi pare rău că Andrei Volosevici din 2020, când am candidat împreună, nu a reușit să ducă la să finalizeze toate aceste proiecte, deși a avut susținerea noastră, indiferent de... Una vă întreb, alta răspunde, spre cuvântul meu, aveți talentul ăsta, sunteți... Indiferent de partidul la... Îl veți susține, nu? Vom susține proiectele de dezvoltare ale orașului, pentru că orașul este deasupra tuturor, interesele proieștenilor. Ați început. Stați, domnul consilier. Păi stați puțin. Așa. Am demonstrat odată. Păi tocmai ce a anunțat domnul primar Volosevic că va candida din partea PSD, asta e știrea știrilor. Tu noastră ziceți că veți susține în continuare. Păi nu proiectele de dezvoltare. Păi nu sunteți surprins, preșocat? Eu sunt... Eu nu sunt surprins pentru că... Eu mă așteptam să fie mult mai târziu acest anunț, dacă era. Că putea să nu fie, putea să vă împăcați. Dar sunt două știri aici. Deci este exclus să se întoarcă în PNL. Și doi la mână candidați din partea PSD. Trei la mână, nu știu ce veți face dumneavoastră în Consiliul Local. Veți fi la putere sau în opoziție de acum înainte? Noi vom susține proiectele de dezvoltare ale orașului, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Și când eram în opoziție cu primarul Dobre și când avem 13 consilieri și împreună cu primarul liberal Volosevici. Păi și acum, pe la anul, veți bacanele din partea PSD, dumneavoastră ce faceți? Vom pune pe primul plan interesele proieștinilor, iar toate proiectele care privesc dezvoltarea orașului vor fi votate de către noi. Da? Asta nu înseamnă că ne vom răzbuna pe proieșteni pentru că domnul primar a ales un alt drum. Sunteți dezamăgit, fericit, bucuros, trist că pleacă, că a plecat. Sau că pleacă, că va candida din partea PSD, că nu pleacă. Că dacă pleacă, își pierde mandatul, că atare va rămâne în PNL. Cum e juridic?
Nu știu, acum dumneavoastră mi-a spus că se vor termina lucrurile cu PNL. Eu am văzut foarte multe... Păi n-ați spus în emisiunea asta, n-ați auzit? În 20 de ani de când fac politică am văzut foarte multe lucruri, iar chestiunile sunt relative. Dacă v-aș fi spus cineva că domnul Volosevici va candida acum un an de zile, sunteți surprins și acum, vă dați seama cum erați acum un an de zile, dacă ați fi avut această știere. Sunt singurul surprins între noi doi? Vă repet, eu știu că domnul primar este o persoană asumată, cum a dovedit și în această, în această intervenție, iar faptul că a avut anumite, s-a afișat cu anumite lideri ai PSD este clar opțiunea dânsului. Nu știam dacă, dar acum a spus. Nu știam dacă este și opțiunea PSD, pentru că știam opțiunea dânsului, asta era, dar nu știam dacă și PSD îl vor accepta. Știți acum să induce... De fapt, asta este surprinderea mea, pentru că cu un an și jumătate înainte de alegeri, PSD-ul și-a stabilit candidatul. Da. Dar, repet, eu știu că domnul primar este o persoană asumată și faptul că a apărut la congresul PSD, la conferințe cu liderul PSD. Pentru că, acum să fim serioși, aparițiile alături de domnul prefect, chiar dacă s-a invocat calitatea dânsului oficial, era în calitate mă rog, de președinte al PSD. Acum, oricum... Dar, într-adevăr, este o știre. Nu, într-adevăr, este o știre, cred că e știrea săptămânii cel puțin. Sau știrea anului. Vedeți? Deci nu este o știre, este chiar știrea anului, spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Valentin Marcu, domnule consilier, pentru participare. Vă doresc succes, fiindcă avem noi nevoie, ca dumneavoastră în Consiliul Local, să aveți succes, ca să avem și noi o viață mai bună. Aici punem punctul în aceste ediții speciale, dragi prieteni. Vă reamintesc cele două declarații tari. Roberta Anastase, Ploieștiul începe să arate ca o comună. Andrei Volosevici, voi candida anul viitor la alegeri locale la funcția de primar pentru un nou mandat din partea PSD. Cu siguranță va curge foarte multă cerneală, se spunea pe vremuri. Cu siguranță se va discuta foarte mult asupra acestui subiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți sănătoși!